După titlul de cetățean de onoare al municipiului Petroșani, alpinistul Adrian Ahristuleschei a fost recompensat și cu titlul de cetățean de onoare al județului Hunedoara în cadrul unei scurte ceremonii desfășurate în timpul ședinței de vineri. Alpinistul din Valea Jiului este primul bărbat din România și printre cei 30 de oameni din lume care a urcat pe cei mai înalți 7 vulcani ai lumii, vârfuri care fac parte din circuitul celor 7 vulcani. Pentru performanța sa extraordinară, pentru curajul și ambiția de a-și depăși limitele, pentru bunul renume pe care l-a creat țării noastre în lume, Consiliul Județean Hunedoara i-a conferit lui Adrian Ahristuleschei titlul de cetățean de onoare al județului. Este o onoare pentru mine să primesc acest titlu. Sunt foarte fericit pentru recunoașterea atingerii obiectivului meu, care se numește Seven Summit Volcanoes. Mi-am făcut un plan de antrenament, m-am ținut de el, am încercat să fac cel puțin 5 antrenamente pe săptămână și cu ajutorul lui Dumnezeu mi-am îndeplinit obiectivul. Proiectele vor continua și în perioada următoare.